Consilierul județean Radu Anton a criticat astăzi, în cadrul ședinței lunare de Consiliul Județean, modul în care funcționează RMN-ul de la Spitalul Județean. Acesta spune că aparatura stă mai mult în reparații decât funcționează pentru investigațiile pacienților. Că RMN-urile achiziționate de Ministerul Sănătății și pentru care nu s-a cheltuit puțin bani, sunt dintr-o parte a globului, din regiunea asiatică, ca să nu dau unele exacte, și de o calitate nu prea bună, din moment ce există foarte multe perioade de nefuncționare ale lor. În tot acest timp, spune consilierul județean, pacienții sunt plimbați la centre private pentru investigațiile necesare. Ca să plimbăm pacienții de la sistemul public de sănătate către cel privat, cu alte costuri și cu alte implicații. De acord, s-a făcut ceva în domeniul ăsta. S-a făcut ceva pentru medici, dar pentru pacienți când se va face? Mai mult decât atât, Radu Anton s-a arătat nemulțumit și de faptul că în județul Botoșani nu se amenajează un heliport pentru elicopterele SMURD. Vorbim de ani de zile de un teren de aterizare pentru elicopter la Botoșani. Nu găsim un teren de 30 pe 30 de metri pe care să-l betonăm și eventual să-i punem o instalație de balizaj și să poată veni elicopterul la Botoșani inclusiv pe timp de noapte. Pe drumul cunoscut extrem de prost care duce către Iași, către un spital specializat, pacienții respectivi sunt rântiți și bolnavi, opresc echipajele de ambulanță ca să poată să administreze medicații la pacienții respectivi. Discuția despre heliport a fost purtată de câțiva ani fără să se concretizeze nimic în acest sens.